Unul dintre cele mai aglomerate puncte de frontieră este Nădlac 2. Am 12 ore de când stau aici. Am 12 ore de când stau. Nimeni n-a venit să te întrebe, vă, prostule, ai mâncat, ai băut apă. Tensiunea atinge cote maxime la centrul de triaj epidemiologic din Vamă. Ne-am planificat din timp, ne-am uitat pe internet. Pe internet scria 30 de minute timp de așteptare. Intri în Vamă, stai 7-8 ore, se gata aproape motorina la mașină. Noi nu stăm, noi lucrăm, noi încercăm cât putem să-i ajutăm să nu stea în frig. Din păcate n-au răbdare, ne înjură, s-au întâmplat cazul în care ne-au scuipat. Zilnic sunt conflicte, mai ales acum în această perioadă oamenii vin obosiți, epuizați și își revarsă năduful pe angajații DSP, dar avem tot sprijinul jandarmilor. Cei mai mulți dintre cei care intră în țară prin vămile din vest nu sunt vaccinați și trebuie să intre în carantină. Sunt împotriva vaccinării și împotriva deciziilor de carantinare. Situația este tensionată și în Vama Borș. Românii care se întorc în țară din zone roșii ale Europei și nu sunt vaccinați sunt direcționați către ghereta DSP aflată aici în stânga mea. Aici ei primesc deciziile de intrare în carantină pentru 14 zile dacă nu prezintă un test real-time PCR negativ, respectiv 10 zile dacă pot prezenta un astfel de document. De revelion o să fiți în carantină? În carantină. Și ai că o să intri în carantină? Presupuneam. Uite aici test COVID 80 de euro. După ce mai dau 80 de euro? Ca să nu pot intra în țară, nu? Unii români nevaccinați au preferat să se întoarcă din drum decât să petreacă sărbătorile în carantină. Nu am nici test, nici vaccin, nu. Noi am fost la muncă, străinătate am fost. Și ați venit pentru sărbători, mă gândesc, cu familia. Normal, nu, acum cum pot să stau eu pe carantină? Nu respect. Sincer, nu respect. Nu, păi e teamă de amenzi, repercursiuni, dosar penal? Nu, fac orice. În ultimele 24 de ore, prin toate punctele de frontieră, au trecut aproape 170.000 de oameni, din care aproximativ 100.000 doar la granița cu Ungaria.